Bursa locurilor de muncă din Siret și Rădăuți s-a încheiat, astfel că bursa de la Siret a oferit un cadru de mediere la sediul SCHS Timber Production SRL pentru 23 de angajatori și 270 de salariați, intenția de angajare fiind de 105 persoane selectate pentru al doilea interviu, iar la bursa din Rădăuți, la Casa de Cultură, cei 29 de angajatori prezenți au intervievat 332 de candidați, din care 123 au fost selectați pentru al doilea interviu. Majoritatea candidaților sunt încă salariați calificați și necalificați, experimentați, o parte entuziaști, alții nehotărâți, a căror mediere va continua și după închiderea burselor.